Salut, eu sunt Mario și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește Brawl Stars și o să-l jucăm pe telefon. Pentru că de ce nu? După cum vedeți, mi-am făcut un nou cont, pentru că vechiul cont l-am cam pierdut. Deci, hai să începem. Dacă vă place acest joculeț, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă vă plac... Și dacă vă place ceea ce fac, abonați-vă și dați click pe clopoțel. Mulțumesc! Ok, probabil că foarte mulți dintre voi știți de acest joculeț, cel mai sigur. Pentru că jumătate de planetă, dacă nu mai mult, știe de el. E făcut tot de Supercell. Compania care a făcut și jocul Clash Royale. Deci, jocul ăsta nu e mai prejos. Dar nici la fel de ușor ca și Clash Royale nu e. După cum vedeți, eu n-am netul foarte bun niciodată când mă joc Brawl Stars. Nu merge internetul. Din păcate, dar na, avem mai multe gemuri decât ei, deci avem șanse destul de mari să câștigăm. Mai știți când am spus că avem mai multe gemuri decât ei? Glumeam. Mersi de gemuri. Fugim ca să ne ia gemurile și le păstrăm. E atât de aproape să pierdem. Gata. Trebuie să avem grijă eu cu tipul ăsta. De fapt, toți trebuie să avem grijă să nu murim în 10 secunde. Pentru că altfel e grav. La revedere, băieți, ați pierdut 15-1. Foarte bine, uitați, eu am fost star playerul. Și să dăm exit. Let's do it. Ok. Avem 20 din 100 și 1 din 10. Aici la Trophy Road. Da, n-am vrut să-l deschid. Ana, o să-l păstrăm. O să le păstrăm. Până îl deblocăm pe Bull, adică la 250 de trofee. Până atunci nu o să colectăm nimic. Cred. Deși aș vrea să iau pe Nita. Ca să joc cu ea. Dar o să strângem trofee. Pentru că de ce nu? Și o să jucăm cam doar cu Shelly. Pentru că vreau apoi să deschidem tot ce trebuie. Ok, mai avem un Shelly, o Nita și un Colt. Deci n-au o echipă genială. Îi putem bate. Că i-am omorât doi playeri cu ultimata. Ursul Nitei. Cel mai tare. Perfect. Îi facem praf. După cum observați. Ok, mi-a dat o grămadă de damage Shelly cu ultimata acolo. Da. Avem un avantaj total. Și eu o să colectez aceste gemuri de aici. Și o să avem 10, bineînțeles. Și acum trebuie să protejăm gemurile. Dar dacă netul meu ar merge puțin mai bine. Match over, am câștigat, super.
plus 6 trofee. Genial. Am făcut rang 2 pe Shelly. Avem 10 trofee. Pardon, 12. Așa. Ok, pentru shutdown trebuie să facem 30 de trofee. Putem să o deblocăm pe Nita. O să o deblocăm după meciul ăsta, cred. Wow, suntem 3 Shelly. Nu cred că o să câștigăm. Două sau trei Shelly fac cam cât un Bull. Deci, pentru că Bull e foarte puternic, zic eu. Deși n-am prea jucat cu el. Dar tipul ăsta stă AFK. Ei, sunt mor dacă nu plec. Ok. Să stau aici și o să aștept să mi se regenereze viața. Ok, retrag ce am spus că n-o să câștigăm. Nu doar că o să câștigăm, dar o să-i batem la zero. N-am mai apucat să-i mai dau ultimata. Oricum câștigăm. Nu i-am bătut chiar la 0, i-am bătut 11 la 2. Da, tot e foarte mult. Brawler Crow. Ok. Uitați încă un Mario. Chiar aici. Săracul. 20 de trofee. Super. Ok, hai să-i dăm în loc la Nita. După Nita mai avem... Nita. Yay, Nita! Apoi mai avem un Brawl Box, încă un Brawl Box până la Colt. Deci la Colt o să deschidem cele două Brawl Box-uri. Plus ăsta. Și poate dacă reușim, plus ăsta. Avem ceva aici. Niște free coin. Și niște power points-uri pe Nita. Cred că o să le iau. 15, deci o să le iau. O să le luăm. Cred că mai putem să mai facem un upgrade la Shelly. Dar doar că nu avem bani. Hai să încercăm o rundă cu Nita. Deși mie nu prea îmi place joc cu Nita. Dar încercăm. De ce nu? Ok, o să ascundem acest M. Pentru că vă dați și voi seama. Nu găsești foarte des programe de filmat pe telefon. Și chiar dacă găsești, o să-și facă reclamă 100%. Hai, urs contra urs. Da. Am spus că nu știu să joc cu Nita și că habar n-am ce se întâmplă când mă joc cu Nita. Aoleu, Nito. Ok. El Primo. Nu prea îmi place caracterul El Primo. De ce îmi fură kill-urile omul ăsta, e întrebarea. Ei sunt două Nite și un El Primo. Wow, urs. Deci nu am văzut ursul ăla din Tofiș. Nu pot deloc să joc cu Nita. Decât poate la shutdown. Pentru că e un solo. Dar aici unde se întâlnesc câte trei, nicio șansă. Mersi, ursuleț. I love you.
Aha, pe el primul, dă-i ursule, dă-i. Așa. Mulțumesc, ursuleț. Încă un ursuleț aici. El primo pleacă, pleacă și lasă-ne. Pleacă, pleacă, el primo pleacă. Match over, iar am câștigat. Plus 6 trofee, foarte bine, mă bucur. Mă bucur pentru aceste 6 trofee. Level up. Total 40 de trofee, foarte bine. Avem unul, mai avem un brawl box aici. Deci la câte trofee? 40 de trofee trebuie să facem. Și avem 24. Nu mai avem foarte multe meciuri de jucat. Și cred că încheiem și episodul la 40 de trofee. O poate mai jucăm, vedem. Avem din prima un bull mort, o Shelly, okay, deci suntem două Nite și o Shelly și sunt un bull, nu mai știu ce skin e ăsta. Un bull, o Shelly și nu mai știu ce skin e ăla. Ursuleț, du-te. You can. Bull. Mor bull. Trimitem ursulețul pe toți. Ei, l-a luat altcineva. Hai, ursuleț. Dă-l-o, te rog. Ok, m-a omorât aparent. Cred că ursulețul meu a rămas acolo. Hai, ursuleț. Du-te la atac. Ok. S-a terminat și acest match. Ok. Super. Nita. Nita. This is Nita. Următorul brawl box, super. Nu, o să jucăm dincolo de 40 de trofei. Undeva pe la 100, cred, poate. Cred că la 100 sau la 60. Nu, la 100, clar. Deci la 100 terminăm episodul. Putem să deblocăm shutdown-ul, dar o să așteptăm până la 100 le dăm clean la toate. Mai puțin la asta. O să dăm clean în episodul viitor. Le păstrăm tokenurile. Bine, probabil că o să avansez eu ca să le iau pe bull. Apropo, undeva la ora, adică peste oră, la ora 6 sau chiar 7, să fac un live. Așa de sfârșit de weekend. Probabil cu Fortnite, cel mai sigur. Deci, de ce fug oamenii ăștia? Hai, ursuleț. You can do this. Haide, ursuleț, du-te pe ei. Du-te, ursuleț. Nu, ursuleț. A murit, ursuleț. De ce, ursuleț? De ce ai murit? Deci mi-ați omorât ursul, da? Să vedeți ce primiți pentru asta. Un mort, încă un ursuleț. Hai, ursuleț. Poți să-i omori. You can kill it. A, da, iar mi-ați omorât ursul. Hai, urs. Help me. Help me, urs. Acum am doi urși. Ba, nu. Ok, hai, urs. Ia, da, puțin damage.
Ei, am câștigat și meciul ăsta. Nu pot să cred cât de repede câștigă meciurile. Câteodată devine și plictisitor să câștigă meciuri atât de repede și în continuu. Eta! Cred că până facem noi 100 de trofee, o să deschidem 4 Brawl Box-uri. Probabil. Deci cât mai avem până la următorul? Runda asta, le blocăm și pe Colt. O să le dăm clim la toate 60. Și apoi o să avansez eu până la Bull, dacă nu mai departe. Și atunci vom ce am vrut să zic? Aoleu, adică până la episodul viitor, sigur o să-l avem pe Bull, pentru că o să mă mai joc eu și o să-l deblochez. Hai să dăm play la încă un match. Runda viitoare o să jucăm cu Shelly. Pentru că parcă jucăm doar cu Nita. Și nu vreau asta. Nita! Puteți să observați pe Nita care urlă. Nita! What? E cu puterea aia Nitei. A, nu e puterea Nitei. Pur și simplu e asta. Ui. Hai urs. Du-te pe ursuleț. Dar unde mi-e ursul? Deci dacă mor eu, moare și ursul sau ce? Eu țin minte că nu e așa. Așa se pare. Se bat și nu. El Primo, te rog, pleacă. Pleacă, El Primo, pleacă. Eu trebuia să-l mor pe acel El Primo. O să merg în celălalt capăt. Momentan, ca să... Nu, redim. Repede, repede, repede. Să luăm asta ca să mergem pe ei. Urgent. Niciun redim. Ba da, ne-au bătut. Clar. Da, ne-au bătut. Ne-au bătut. Ne-au bătut, ne-au bătut. Am pierdut. Uai, la secundă! Într-o secundă am scăpat! Da, și iar am pierdut. Hai, haideți. Dă-te ori de aici. Haide, ursulică! Du-te, ursulică! Nu puteam bate. Minus câte trofee. Nu mi-a dat minus, cred. Nu, nici măcar nu mi-a dat trofee. Nu, dar o trofee. I-am și pierdut un meci, din păcate. Ce ziceți, băi, să dăm clim? O să nu dăm clim? Nu o să dăm clim. Ei, cred că targetul nu o să fie de 100 de trofee, o să fie de 60. Pe episodul de astăzi eu zic că e destul. E destul de mult. Pentru un singur episod. Haide, urs. Nu, n-am trimis ursul. Deci suntem o Nită și două Shelly. Ok. Dar după cum se observă,
Poți să mă scurs că nu-l arăt pe bull. Poți să dai foarte util, mai ales pe shutdown. Apropo, dacă vrea Alex, o să jucăm Brawl Stars și cu el. Dacă o să vrea. Doar că e cam greu pentru că trebuie să vorbim prin telefon. Și nu ne auzim chiar atât de bine. Pentru că, na, telefon, calitate. Calitate calitativă. Hai, urs. Perfect, mersi, urs. Uhu, perfect. Nu s-o să-i prea ope. Mai trimitem unul. Hai, ursulică, du-te. Upa, și pe trofee. Perfect, match over. Eu sunt star player. Perfect. Yay, Nita de rank 3. Plus 6 trofee. Super. Și ne mai dă și o grămadă de tokenuri. Wow, wow, wow. Victory rank up și level up. 50. Bun, încă un big box. Un brawl box. E cât mai avem până la 60. Mai avem încă vreo 2 meciuri. Și apoi încheiem episodul. Pentru că ne cam întindem pe episodul ăsta și e primul episod. Nu vreau să-l fac de 50 de minute. Aha, cred că e cineva aici. Da, cum spuneam. Papa, nu mai e. Aoleu, nu dinamic. Hai, or. You can kill it. Uite-l pe Brock. Wow, dacă damage dă Nita, nu pot să cred. Colt, mi-ai omorât ursul, vei plăti. Glumeam doar. Nu mă băgați în seamă. Nu vorbeam serios deloc. Ok, și el e aici, stă și farmează gemuri. Și ne apărăm. Foarte bună tactica, zic eu. Gata, avem 10. Hai, urs. Ursulică. Haide. Știu că poți. Ok, gata, am câștigat și meciul ăsta. Easy. Easy. Trebuie eu să fiu star player. Dar na. Nu contează. Plus 6 trofee. Rank 4 pe Nita. Super. Încă 30 de toca, nu? 48. Care două meciuri? Mai avem de strâns. Acum mai sunt două meciuri de strâns. Câștigate, bineînțeles. Deci sper că ne ies. Da, începem. O, suntem două Nite și un Barley. Oh, no, Poco. No, Poco. Da, meciul ăsta e pierdut 100%, vă zic eu. Un Poco și un El Primo. O să ne bată pe toți. Pierde meciul ăsta și dacă este doar Poco cu El Primo. Pentru că combinația asta e toxică. Și mai ales că tipul nici măcar nu știe să joace cu Barley. Habar n-are să joace cu Barley. O, dar ce se aude așa tare? O să dăm volum mai încet. Pentru că nu mă mai aud eu.
Și dacă nu mă aud eu, e grav. Până mai murit și voi, zic. What? No, deci noi luăm pe Shelly pentru că dacă dăm de un Poco, suntem morți. Poco e caracterul meu preferat. Pentru că am jucat doar cu el, Nita, Shelly și Colt. Și dintre astea, Poco e preferatul meu. Te urăsc, El Primo. I hate you. N-avem nici o șansă să câștigăm meciul ăsta. Ok, n-o să mai stăm să strângem atâtea trofei. Pentru că filmăm deja de 25 de minute, 26 chiar. Minus un trofeu, nu. Ok, o să deschidem aceste boxuri frumoase. Acest brawl box, niște powerpoints-uri. Ok, new event. Încă un brawl box. La fel powerpoint-uri. Încă două brawl box-uri mai avem. Coin, Shelly, Nita. Și mai avem unul, sper să ne pice un caracter nou. Bănuți, Nita și powerpoint pentru Shelly. Ok, speram să-mi pice și mie ceva nou. Dar nu mi-a picat. Ok, mai avem foarte puțin până la Colt. Cam atât cu acest episod, mulțumesc că v-ați uitat, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să dați click pe clopoțel. Eu am fost Mario și ne vedem data viitoare. Pa, pa!